Sunt Natalut, rămâi cu aventura americană. Da? Eu merg spre tine! Eu merg spre tine, da? Bun găsit pe Boardwalk, locul cu cea mai mare concentrație de turiști din Ocean City, oraș invadat în fiecare vară de sute de mii de oameni. Hai să ne pupăm. Când te-ai mai pupat cu fete, mă vreau să te călcat că ești american, ești de bun. Să ești piscine că duci trenul, vrei să vezi scalții degeaba că de aici, dacă nu vrei în ocean, de aici. Dacă te prinde, poți duci pe rechilul ăsta acasă. Eu mă încui bicicleta, da? Asta o filmezi, codul nu filma, capul. Dacă dispare, vă dă un judecat. Al, da. Am uitat codul, gata. Nu, eu aici mă schimb, și odată mă schimb în biceu sau eu nu mă rușunez. Catar. Voi și trebuie să mă filmez pe așa? Eu catar mă dezbrac, mă dezbrac. Do you know what means this in our country? I swear you. Yeah. I say you a bad word and I'm showing like this. Fuck yourself. Spun aici, no, I don't need your help. Go fuck yourself. Ok, Sakar. Catch me, please. Please, Sakar. Come on. Lisa, you don't know who is Moldavian guy. Catiți chestia cu ciortă, e dengue, e vlas, chestia asta. Aici e prison, aici dacă stai 3 ore, mai mult de 3 ore, aici te mănâncă dracii. Aici e înghețat totul. Da, stai seama. Da, și am și voie, pot să faci așa. Faci așa? De ce nu? Am voie să mănânc înghețat, am voie să... Păi da, nu utilizezi de nerațional proprietatea privată a șefului tău? To another space since I saw your face. Like sono. No? La. Ce vezi? Ce găsești acolo? Tata vede asta. Și mama. Ok, fete. Foarte multe fete frumoase. Cum reușești să abordezi fetele de aici? Care e procedura? Easy. You can go home. I can buy something for yourself, or I don't know. It's foarte, foarte, foarte easy, adică fetele din America, dacă este așa, știi, arăți bărbat și dacă faci sau știi, o, știi cum au magie, hai să zic așa, este foarte ușor să ai spune, hai să ne uităm la un cinema sau hai să cinem undeva sau. Ai reușit deja să vrăjești vreo fată pe aici? Nu, americană, răsoaica. Bine v-am găsit, sunt Nata Albut și... Papam, papam. Iar voi urmăriți, da? Bine v-am găsit, sunt Nata Albut, iar voi urmăriți. Sunt aproape de feribotul care duce turiștii spre Statuia Libertății. Studentele noastre de astăzi însă muncesc acolo și în curând le veți cunoaște. Da, mai aproape de Nata, mai aproape de Nata. Mai spune o dată? Da, mai aproape de Nata, mai aproape de Nata. Ești gata? Никогда я не готова. Это паспорт. Если вроде жмотать двор, ты флип, если вроде жмотать двор, я вроде смонуч. Ну, как парад, то есть еще мы ищем, то есть еще мы кем. Chiar dacă mâncarea este cam proastă, noi câteodată mai furăm de la bucătărie o roșie, un pepen, ne facem salatele noastre de acasă, moldovenească. Cel mai important este faptul că se vede clar că în America este criza economică. Acum câteva ani când am fost aici, peste tot se vindeau Prada, Louis Vuitton, Chanel, tot asortimentul de... Tot sortimentul... Ah, fuck! Fetelor, hai să nu mai faceți voi pe gospodinele, că dacă nu gătiți acasă, presupun că nici măcar nu știți ce aveți în dulap. We are jogging. Okay. And he's filming us, you know? The question is, can you slow down sometimes or hurry up if we need? Să ne spui când începem. Da, ne. Ok, fetele. Ne-am pornit. Dar nu ne grăbim, nu ne grăbim. You can... Yeah. Nu, voi vă grăbiți, mai încet. Eu înțeleg că joggingul ăsta așa e de paie verde, dar... Asta e. Hai să rămânem un pic în spate, hai să rămânem un pic în spate. Ei se vor duce înainte și atunci noi să avem timp de recuperat. Dar face-mi efort. Rămâneți cu mine. Gata? Da. 1, 2, 3, stai cu ce începem. Hai, ok. O tură de jogging în Central Park din New York, bineînțeles, este foarte plăcută, este bine amenajat, dar în parcul central din Chișinău, aerul este mai curat, turiști sunt mai puțini, nu pleca. Am înțeles, în fața camerei... Ok. O tură de jogging în Central Park din New York, bineînțeles, este foarte plăcută, totul este bine amenajat, e foarte frumos, dar aerul în parcul central din Chișinău totuși este mai curat, iar turiști sunt mult mai puțini. Aventura americană mai stă la New York pentru încă o poveste pe care vă prezint în următorul episod. Acumulăm multă experiență. Și vedem anume ce înseamnă viața personală. Mă duc. Thank you. You're welcome.
Bine v-am găsit, sunt Nata Albo, tot la New York suntem, aventura noastră americană continuă. Okay, hai să-mi punem cu toții mâinile pe locurile astea lustruite de turiști. Ne aduce noroc, ne aduce bani, să trăiești. Kiri, 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 kiri. Da? Okay. Dar cum, și ei apar în cadru sau ei sunt? To another space. Ce zice? Da, am avut poliție cam peste tot. Oricum, noi ne așteptam mult mai rău să fie în America, nu? Noi mult mai rău ne așteptam să fie. Chiar ne așteptam să fim huiduiți peste tot. Așa, în două, trei locuri ne-a alungat. În Bryant Park, dacă ții minte tot. Am vrăjit polițistul care a venit să ne alunge. Noi ce i-am zis? Nu, nu, că noi filmăm home video aici. Și am filmat un interviu de o oră cu camera pe masă. Am nevoie de o secundă, de o secundă încă. Eu o să mă grăbesc pe următorul nostru student. Eu o să mă grăbesc spre... Ceas. Am nevoie de o secundă, de o secundă încă. Asta, salat pentru bossul meu. Ceva foarte important, că dacă nu-mi place, mă alungă. Alt moment care m-a zbucimat așa, am fost în Grand Central, Natalia și Victor, și ne-am dus să filmăm acolo la job. Pe urmele operatorului nostru s-a pus un nene foarte mare, deci de culoarea ciocolatei, care tot se apropia de Andrei și spunea: n-aveți voie să filmați aici, n-aveți voie să filmați aici. Într-un moment dat ne-a găbjit și a zis: eu v-am spus că n-aveți voie să filmați aici. Și a început să împroaște cu noi cu salivă, să ne dumnezeiască, că n-avem voie să filmăm în gara centrală. Păi, dar nu m-am dus la șef să zic: bună ziua! Da, bună ziua! Iată, am venit să filmăm. Cu mare plăcere! Cât vreți să filmați? O oră! Excepțional! Ce mai vreți de la noi? Asta și asta. Oh, extraordinar! Deci sunt extrem de emoțional, da, atunci când vorbesc. Gesticulează, privirea, ochii, buzele, deci sunt showman, americanii sunt showman. Ce vorbim acum de negativ? Totul e super, e cool, suntem aici, facem bani, ne distrăm, ne filmăm, totul e ok. Ce v-a plăcut în ziua de azi de filmare? Facem staruri, cred, da? Mi-a plăcut tot, vreau să te mai repete.